7 formațiuni politice ar ajunge în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Sunt datele unui sondaj efectuat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Potrivit studiului, socialiștii ar acumula puțin peste 17% din voturi. Partidul Platforma Da, în spatele căruia ar sta oligarhul Victor Țiopa, și formațiunea Partidul Nostru ar acumula aproximativ câte 13%. Partidul Popular European este cotat cu 6,8% din sufragii. Aproximativ același rezultat ar obține Partidul Democrat, pentru care sunt gata să voteze 6,6% din alegători. Și comuniștii ar trece la limită pragul electoral cu puțin peste 6%. Partidul Liberal nu ar ajunge în Parlament și ar acumula 5,7% din voturile alegătorilor. Nici o șansă să mai ajungă în legislativ pentru liberal-democrați, care ar acumula doar 2,4%. Potrivit sondajului, aproape 16% din alegători nu au decis încă pentru cine să-și dea votul, iar 6% nu ar merge la alegeri.